Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit, apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Amin. Când eram la școală și în clasa 8, dar mai ales la liceu, profesorul de limba și literatura română ne învăța cum să facem analiza unei opere literare. Care ați făcut liceu în România, mai știți. Și ne spunea că o analiză trebuie să cuprindă cel puțin 4 momente din opera respectivă. Introducerea, cuprinsul, punctul culminant și deznodământul. Suntem în Săptămâna Mare. La Florii a fost introducerea. A urmat confruntarea din Săptămâna Mare, care s-a terminat cu Ghețimanii. Acesta a fost cuprinsul. Golgota este punctul culminant. Seara aceasta e punctul culminant. A zis că e Fiul lui Dumnezeu. Să se dea jos de pe cruce, să se mântuie pe sine însuși, să ne mântuie și pe noi. A făcut minuni, a înviat din morți. Nimic din toate acestea. Și punctul culminant a fost un Fiu de Dumnezeu atârnat într-o cruce, între doi tâlhari. Dar nu se termină tot în Vinerea Mare. Deznodământul e în prima zi a săptămânii, dinspre dimineață, aleluia. Când îngerul avea să spună celor ce au venit la mormânt, nu este aici. Știu că îl căutați pe Iisus care a fost mort, dar nu este aici. A înviat. Vreți să vă convingeți? Veniți să vedeți locul unde a fost pus. Mesajul din această seară, telegrafic, este Golgota, ultima jertfă. Golgota, the last sacrifice. Când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. It is finished. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Ultima jertfă. Un mesaj din ciclul de mesaje mai mult decât biruitori. Există biruință când te pun alții pe cruce? Există biruință când te duc alții la cimitir? În concepția oamenilor nu există biruință. Dumnezeu a venit prin Fiul Său să revoluționeze lumea. Să ne învețe că sunt 4 semințe și pui 4 semințe în pământ și 3 nu dau roadă și numai una dă roadă. Să ne învețe în Ioan 12 că dacă bobul de grâu care a fost pus în pământ nu moare, nu aduce roadă. Și pe cruce vine să ne învețe că cea mai mare biruință nu este cu sabia și cu spada, ci este prin moarte. Prin moarte. Mai mult decât biruitori în Vinerea Mare. Cum poți să fii biruitor în Vinerea Neagră? În Vinerea Mare. Cum poți să fii biruitor în Săptămâna Patimilor? Simplu. Simplu, între ghilimele. Nu e așa simplu. Privind la jertfa Domnului Iisus și înțelegând semnificația ei. Eu nu sunt teolog, eu sunt meteorolog. Eu mă bucur că l-avem pe fratele Mircea Filip aici, care e de formație teolog. Și dânsul ține predici doctrinare mai mult ca noi toți. Și mă rog ca Domnul să-l înțelepțească, să ne prezinte adevărurile Scripturii. Eu sunt evanghelist, dar în această seară mi-am luat curajul să abordăm o temă doctrinară, teologică. Ultima jertfă, o să vedem că este jertfa perfectă. Este ultima, n-a mai fost nevoie de alta după ea. Este desăvârșită. Apoi, ultima jertfă este jertfa reprezentativă sau exponențială. Ea ne reprezintă pe toți.
Este exponentul, dacă vreți, întregii rase umane. Și apoi ultima jertfă este, thank you, tati, este și jertfa înlocuitoare sau substitutivă. În locul meu, pe cruce a murit. Tu, Domnul meu, înveți să fii slăvit. Cântarea aceea veche, care o cântam în bisericuța de pe uliță, Iisuse, pentru mine cerul ai părăsit. De străluciri mărețe, Doamne, te-ai despărțit. În locul meu, pe cruce ai murit, tu, Domnul meu, înveți să fii slăvit. Amin, amin. Jertfa desăvârșită, the perfect sacrifice. Vedeți, eu cred că am citit mai mult de 40 de ori Biblia. De fiecare dată când o iau de la început, mi se pare că n-am citit-o niciodată. Descoper și descoper ca o mină în care tot sapi și cauți și trebuie să cauți ca să găsești diamante. Dar ce am realizat acum, la ultima citire, ce greu a fost să fii preot în vechiul legământ. Wow, foarte greu. Măcelarul din zilele noastre are un job foarte simplu față de jobul preoților din Vechiul Testament. Animale după animale, jertfă după jertfă, oceane de sânge. Să tai jertfa, să despuiești de piele, să o tranșezi, să știi să pui spata într-o parte, grăsimea în alta, potrivit nevoilor legii Vechiului Testament. Wow! Ceva, ceva extraordinar. Ce iertare! Și asta trebuia repetat. În fiecare an, în fiecare an, la fiecare sărbătoare, trebuia repetat. Miei și tauri și animale și porumbei și jertfă și lemne pentru foc și apă pentru spălat și extraordinar. Ce greu a fost sistemul de jertfe. Niciodată, spune Biblia, nu putea să ajungă la desăvârșire. Și Dumnezeu a prevăzut din Genesa 3 că va veni unul care va zdrobi capul șarpelui și va fi jertfa desăvârșită. Și la Iordan, când coboară spre Iordan, Ioan se oprește din slujirea lui și spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Spuneți cu mine, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mărit să fie numele Lui. La Evrei spune că Hristos a adus pe sine însuși jertfă fără pată, adică jertfă perfectă, jertfă desăvârșită, jertfă care a fost adusă o dată pentru totdeauna, jertfă care nu mai are nevoie să fie repetată. Care e diferența dintre jertfele Vechiului Testament și jertfa Domnului Iisus? De ce este desăvârșită? De ce este perfectă această jertfă? Știți, în Vechiul Testament, oamenii veneau cu mielul la Dumnezeu. În Noul Testament, Dumnezeu vine la oameni cu mielul, cu mâna mare. Asta e diferența. Până la Vinerea Neagră, oamenii trebuiau să aducă tone de carne, să curgă oceane de sânge și să fie repetat, repetat, repetat ceremonialul. În săptămâna patimilor, Dumnezeu trimite mielul. Mielul Lui, fără pată, fără cusur, perfect, desăvârșit. Mielul care nu repară păcatul lumii și la anul iară trebuie să-l repare. Mielul care ridică, ridică păcatul lumii, s-a dus pe sine însuși, jertfă, fără pată. Evident, subiectul se poate dezvolta, eu rămân doar la faza de enunț, pentru că merge mai departe. Jertfa din Vinerea Mare, ultima jertfă, este și jertfa reprezentativă. Ce înseamnă asta?
A murit unul ca să ne reprezinte pe toți. Înțelegeți? A murit El ca să nu mai mor eu. El, suferințele noastre, o să se repete în fiecare verset cuvântul nostru, suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra Lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. El era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fărădelegile noastre, adică în ceea ce face El ne reprezintă pe noi. Noi trebuia să trecem prin procesul acesta de zdrobire, de moarte, dar moare El pentru noi. Pedeapsa care îi dă pacea a căzut peste El și prin rănile Lui suntem tămăduiți. Domnul a făcut să cadă asupra Lui nelegiuirea noastră, a tuturor. Niciodată niciun muritor nu putea să împlinească pretenția lui Dumnezeu. Dumnezeu care este drept alege însă metoda. În dreptatea sa Dumnezeu trebuie să pedepsească. Dacă ar fi fost drept, și a fost drept, dar în primul rând ar fi trebuit să ne pedepsească pe noi, întreaga rasă umană, pentru că toți au păcătuit, spune Biblia. Pentru că plata păcatului este moartea. Nu este niciunul fără păcat, niciunul măcar, spune cuvântul, niciunul, eu și tu, condamnați la moarte. Și Dumnezeu însă, în dreptatea Lui, alege să satisfacă dreptatea cu dragostea Lui. A avut un singur copil și pe acesta l-a trimis aici, în cloaca și în mizeria noastră, să se nască, spune colindul, și să crească, să ne mântuiască, să sfârșească pe o cruce, punctul culminant, dacă vreți, al acestei săptămâni și să spună s-a isprăvit. Cum vine asta? Într-o galerie de pictură, o expoziție, era un tablou foarte interesant, sub pictură scria un singur cuvânt, transmis. Și nu știu dacă ghidul expoziției n-a fost chiar pictorul, dar când trebuia să explice cuiva, a explicat că tabloul acela este inspirat dintr-o realitate. Era război și trebuia transmis din spatele frontului un ordin spre linia întâia. Și atunci se transmitea prin telegraf, prin telefoane de acelea cu manivelă. Și în timp ce se transmitea ordinul, cablul prin care se transmitea a fost lovit de o grenadă și a fost rupt. Și atunci, ca situația să fie salvată și oastea, armata aceea să nu fie nimicită, unul dintre oșteni a sărit, s-a întins pe burtă, a căzut pe burtă, știind că organismul, trupul este bun conducător de electricitate, a luat într-o mână un cablu și într-o mână cealaltă. Și în timp ce era ciuruit de gloanțe, mesajul din spatele frontului spre linia întâia a fost transmis. Exact asta s-a întâmplat în Vinerea Mare. În timp ce el murea, cu o mână ia mâna lui Dumnezeu și cu o mână ia mâna mea și le pune mână în mână și certifică împăcarea prin cutremurul de pământ, prin întunericul care a fost și prin perdeaua. Perdeaua aceea era un perete care se despică de sus până jos. E ultima jertfă pentru că ea ne reprezintă pe noi, pe toți. În locul meu și în locul tău a murit Fiul lui Dumnezeu. Știți ce mă frământă pe mine? Nu-mi dă pace. Creștinismul a ajuns într-o fază de religie, de liturghie. Venim la cina Domnului ca la liturghie, că așa e săptămâna mare. Biserici pline, am vorbit în România, pline bisericile. Dar câți din adunare știu, de fapt, care e esența, care e prețul, care a fost costul pe care Dumnezeu a trebuit să-l plătească? Jertfa aceasta e desăvârșită, pentru că
Mielul care a fost dat ca jertfă venea de la tronul lui, era însuși singurul lui fiu. E reprezentativă pentru că ea ne reprezintă pe noi, pe toți. A murit unul și sunt salvați toți. Toți cei ce cred, slăvit să fie numele lui. Și în final, ultima jertfă este și o jertfă substitutivă, înlocuitoare. Căci toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu, dar sunt socotiți neprihăniți fără plată, prin răscumpărarea care este în Hristos Iisus. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte să fie o jertfă de ispășire. Am căutat în dicționar ce înseamnă ispășire, într-un dicționar laic, evident, dicționarul explicativ al limbii române, auziți? Ce spun oamenii și spun bine, ispășire înseamnă a răscumpăra prin suferință, a răscumpăra. În grădina Edenului, diavolul l-a cumpărat, ne-a cumpărat. Pe Golgota, al doilea Adam, ne răscumpără, ne cheamă, ne aduce înapoi, ne scoate din robie, ne eliberează din sclavie. El este jertfa de ispășire pentru păcatele noastre și nu numai pentru ale noastre, ci pentru ale lumii întregi, la 1 Ioan 2:2. Și ultimul pasaj pe care l-am scris acolo este: Dumnezeu a trimis pe Fiul Său ca jertfă de ispășire, același lucru. Adică a murit eu trebuia să mor și moare El. E puțin diferit de a ne reprezenta. Ne reprezintă, dar plătește prețul. Ne reprezintă în mod concret. Moare pentru noi. Se duce acolo. E prins, e bătut, e batjocorit, e judecat, e chinuit. Și în final e pus pe o cruce. Într-un anume loc, cred că de aici din America, ați observat că avem un anvon nou. Și chiar cu crucea. L-am primit cadou de la frații evrei care nu știu de ce nu le place să privească și crucea. Nu lemnul, e adevărat că nu lemnul mântuie. Nu. Când spun cruce, spun cel ce a fost atârnat pe lemn. Nu există înviere fără moarte. Nu pot să mă bucur numai de înviere fără să văd prețul care s-a plătit. Nu pot să sărbătoresc ziua de întâia săptămânii fără să văd ce s-a întâmplat în Vinerea Neagră. Dar Domnul să-i binecuvinteze. Se pare că se predică mai bine la anvonul ăsta. Într-un anume loc din America, la o anumită zi din an, niște domni veneau cu trenul de la amiaz, purtau cu ei o coroană, mergeau la cimitirul eroilor de acolo din localitate și cu trenul de după masă se întorceau și făceau asta în fiecare an. În fiecare an făceau pelerinajul acesta. Și cineva i-a întrebat: pe cine aveți aici? De ce veniți în fiecare an și depuneți o coroană? Și i-au spus: noi toți suntem veterani de război. Am fost împreună pe front. Și când atacul era cel mai puternic, când o grenadă se îndrepta spre grupul nostru, unul dintre noi a sărit cu pieptul lui și a fost sfârtecat de grenada aceea. Și ca noi să trăim, a murit el. Și de aceea venim în fiecare an aici să-i cinstim memoria. Înțelegeți jertfa înlocuitoare, substitutivă? A venit trăznetul lui Dumnezeu, sau trebuia să vină. Și pe cruce Domnul Iisus se face paratrăznet. Paratrăznetul e conductorul acela prin care se descarcă toată puterea unui nor ca să nu nimicească clădiri și oameni. Golgota, ultima jertfă. Floriile au fost ultima provocare. La Ierihon am avut de-a face cu ultima vizită. Duminică ne întâlnim din nou. În această seară însă există o întrebare
Cum răspunzi la dragostea lui Dumnezeu? Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat. Dumnezeu nu știe numai să dea. A dat pe singurul lui Fiu. Cum răspunzi la dragostea lui? Ar vrea să realizezi în această seară ce a făcut Dumnezeu în locul meu și în locul tău. Astăzi am auzit o întâmplare din viața lui Augustin. Augustin a fost un vagabond, un tâlhar, un păcătos mizerabil. Undeva în Italia, în sud, Florența. Și a avut o mamă credincioasă care s-a topit în rugăciune și în lacrimi pentru el. Și Augustin s-a pocăit și a devenit unul din părinții bisericii primare. Și într-o zi, după ce s-a pocăit, s-a dus în oraș. Și una din prostituatele cu care el a trăit l-a văzut. Și a început să strige: Augustin, Augustin! Și el nimic. Augustin! Și s-a oprit și s-a uitat spre ea. Cauți pe Augustin? Ce da, Augustin nu mai există. Augustin a murit. Eu nu mai sunt cel care l-ai cunoscut. Pocăiți de la New Life. E singurul mod în care putem cinsti memoria celui care a murit pe crucea de la Golgota. Am fost răstignit împreună cu Hristos, declară Apostolul Pavel în Filipeni, și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu. Hristos trăiește în mine. Trebuie ca El să crească, strigă Ioan Botezătorul, și eu să mă micșorez. Și eu în fiecare dimineață mă rog: Doamne, nu numai să mă micșorez, eu vreau să dispar, să nu mă mai văd deloc și să Te vezi numai Tu. Cum răspunzi la dragostea Lui? Astăzi, Cristi Dugulescu a postat niște versuri scrise de tăticul lui. Le-am preluat și vreau să închei mesajul din această seară cu aceste versuri. Se intitulează Și roaie de sânge. Și roaie de sânge scurg pe obraz și în ochii tăi lacrimi se ascund. Sub lemnul durerii tu luneciazi, iar spinii în carte-ți pătrund. Adâncă-i durerea ce în suflet o strângi, urcușul Golgote e greu, iar cel pentru care tu suferi și plângi, Iisuse, Iisuse sunt eu. Sub ploaia cumplită a pumnilor grei, te rogi pentru cei ce te bat. Părinte, ai milă de dușmanii mei și iartă-i. Ei nu știu ce fac. Tu, om al durerii de toți părăsit, pe cruce te stingi luminând. A morții putere prin moarte ai zdrobit, în lume speranța aducând. Iisuse, la Tine mă întorc azi căit și știu că Tu nu o să mă cerți. Eu, omul cel josnic, și atunci Te-am lovit, plângând, azi Te rog să mă ierți. Fii demn de jertfă de la Golgota, cinstindu-L pe Domnul Iisus, trăind pentru slava și gloria numelui Său. Apropie-te în curăție de masa Domnului, ia-o spre slava Lui. Și dacă te uiți și doar și privești și ești prieten, în seara aceasta împacă-te cu Dumnezeu. La cruce e locul cel mai nimerit să spui un da lui Dumnezeu. Cel ce te uiți pe internet, acolo unde ești, Dumnezeu să te binecuvinteze. Fără Vinerea Neagră nu există o dimineață a învierii. Îți dorim sărbători fericite cu Hristos cel viu, dar nu uita de prețul care L-a plătit pentru tine. Amin.